Brigada de poliție cu destinație specială Fulger a Ministerului Afacerilor Interne a marcat astăzi cu mult fast 26 de ani de la fondare. Așa cum demonstrațiile de forță au devenit deja o tradiție în această zi, polițiștii de elită s-au supus benevol la încercări complicate. Totodată, cu această ocazie, angajații brigăzii au fost decorați pentru profesionalism și curaj, cu distincții și diplome de onoare. Polițiștii brigăzii de poliție cu destinație specială Fulger au fost în primele linii ale frontului în 1992, apărând integritatea și independența Republicii Moldova. Este o unitate de elită în care activează cei mai buni și neînfricați polițiști. Polițiștii din brigada Fulger au fost primul scut al cetățenilor și societății noastre în apărarea valorilor fundamentale. Independența, integritatea teritorială, statul de drept, democrația, viața, drepturile și libertățile omului. În spatele măștilor pe care voi le purtați sunt oameni obișnuiți din țara noastră care doar pentru decizia de a veni în brigadă și de a efectua ceea ce fac zi de zi, voi meritați respectul. Andrei Bărbieru activează de 13 ani în calitate de inspector principal. Bărbatul spune că, deși are o misiune dificilă, e mândru de ceea ce face. Сюжет мечтал с спецназа и попал сюда 13 лет назад. Здесь тяжело работать, нужно иметь физическую подготовку хорошую, когда устраиваешься на работу. Este o responsabilitate foarte mare. Este și o plăcere foarte mare pentru că toți se organizează foarte bine, sunt băieții foarte pregătiți, conducerea ne acordă toată asistența. Pentru ca oaspeții să rămână impresionați, brigada de poliție a pregătit un show de zile mari. Ofițerii au reținut infractori, teroriști, demonstrând și abilitățile actoricești, în afară de pregătirea fizică și tactică. De la eveniment nu au lipsit familiile, rudele și prietenii care le-au dorit mult succes și sănătate. Am niște impresii deosebite, ceva deosebit, e foarte frumos. Cu toate că mi-e foarte frig, dar vreau să stau până la urmă să văd, pentru că sunt curioasă să văd ce o să fie. Brigada cu destinație specială Fulger a fost fondată în 1991. Efectivul unității a primit primul botez de foc în timpul conflictului de pe Nistru, atunci când Fulger a constituit unica forță armată pregătită pentru apărarea integrității statului.